faceți, mă, bandiților? Am astăzi pentru voi un video destul de special pe care am ținut foarte mult să-l fac, dar a fost nevoie de timp. Este vorba de prezentarea echipamentului meu și ce folosesc zi de zi atunci când mă dau cu motocicleta. O să trecem puțin în revistă, o să vorbesc puțin despre casca mea, care este deja destul de celebră și lumea mă știe după ea, și pe care trebuie să o schimb în curând pentru că și-a trăit tinerețea. Geaca, o să vedeți imediat cât de bine arată. Cele două perechi de mănuși pe care le am, mănușile pe care le-am folosit până acum și cele pe care le-am primit, mănușile noi. Pantaloni, încă am despre pantaloni, nu o să vorbesc pentru că am o pereche, dar trebuie să o schimb pentru că nu își face treaba absolut deloc. Iar ghetele pe care le recomand o să le vedeți în curând. Hai să vedem cu ce se dă banditul pe stradă. Bun, hai să vorbim puțin despre cască, pentru că asta este vedeta la mine, toată lumea o cunoaște. Casca este un LS2 Concept 2 FF322 alb lucios. Casca e de foarte bună calitate, are foarte multe opțiuni pe care le găsești la căștile scumpe. Are ventilații foarte utile, aerodinamică bună, ochelari de soare foarte util pentru cei cu viziera clară, locaș pentru ochelari, găuri pentru intercom și interior antibacterian detașabil, viziera are quick release și este tratată anti-aburire, anti-UV și anti-zgârieturi. Nu știu ce, doamne iartă-mă, înseamnă aia, dar le are, ceea ce e bine. Vine pinlock ready, avem un nose guard foarte util când e frig sau ca să nu ni se vadă nasul mare. Iar ca extra opțiune, casca are un sistem inteligent cu o pompiță care umflă interiorul în dreptul obrajilor cumva pentru o fixare perfectă. Sistem care e foarte util, vă zic eu, ca să-ți stea casca pe cap. Legat de clasicul vâjâie, pot să spun că după 2 ani de zile am testat-o în tot felul de condiții și concluziile sunt: bă, vâjie de la 80 în sus, dar nu foarte tare, adică e ok. De la 110 începe să-ți vâjie puțin capul, iar de la 140 deja e gălăgie, și asta pe naked. Pe sport e deja ceva mai liniște, sau dacă te dai cu un parbriz înalt pe un touring, este mai bine. Materialele, credeți-mă, sunt de o calitate superioară, deși e o cască de buget, e destul de ieftină, e undeva pe la 150 de euro, dar am văzut-o și la 60 de euro la reducere, deci na, nu recomand totuși să vi o luați second hand. Căștile este bine întotdeauna să vi le luați noi, pentru că na, respiri în ea și se întâmplă chestii pe acolo și ți-o pui pe față totuși. Bun, mânușile sunt RST Stand 2, m-au servit 2 ani, fie cald, fie rece sau ploaie, nu intra apă în ele, deși sunt foarte bine aerisite, iar în verile brașovene am putut să le port fără să-mi transpire mâinile, deși par foarte groase. Își fac treaba până la 15 grade cu brio, iar materialele par excelente de calitate, alea. În verile din București oricum n-ai cum să o porți, deci nu îți imagina. Singura problemă cu ele s-a dus scrisul din palma dreaptă, că acolo tot frești la accelerație și nu doar la accelerație, dacă știi cum zic, și scaiul de pe ambele mânuși s-a pufoșit și nu mai prinde, trebuie schimbat, nu știu dacă poți să fac treaba asta, dar încerc. În rest n-au rupturi sau alte probleme, doar urme de folosire intensă, chiar le-am folosit în 2 ani extrem de mult. Au costat undeva pe la 250 de lei și am văzut că sunt foarte populare în Anglia, pe UK. Sunt destul de scurte și când e frig afară, sub 15 grade sau mai știu eu ce, ceva de genul, peste 70 la oră nu mai e distractiv, motiv pentru care am luat o pereche de Alpine Stars SP8 V2. Hei, le-am primit, să-ți dai seama de ce să mint, că nu-mi cumpăram eu așa. Hai să vorbim despre Alpine Stars SP8 V2. Scuză-mă, intrepid C2, dacă am citit greșit Alpine Stars. Sunt ceva mai lungi, materiale mai comode și mai de calitate decât RST. Aerisite mai bine, normal, sunt mai scumpe. N-am apucat să le folosesc decât o singură dată, dar promit multe, pot să folosesc și telefonul. Au ceva în vârful degetului, nu știu, sper că mergi și la gagici. Au protecții peste tot, aerisiri, sky mai lat și mai bun și arată, îți dai seama, mult mai bine. Negre, că așa ne plac nouă astea. Da. Au și culori mai țipătoare pentru cocalari și pițipoance, glumesc. Costă undeva pe la 400 de lei și abia aștept să le încerc pe motocicletă. Par că sunt ce trebuie. Ghetele, hai să vorbim puțin despre ghete.
am purtat aproape 2 ani o pereche de ghete Daytona, care erau extrem de comode, deci zici că mergeai pe norișori, dar au început să se dezintegreze la propriu după un an, adică a început să le cadă talpa, mai un cauciuc, mai o ceva, alea erau scurte oricum, așa că aveam nevoie de ceva mai lung. Un bandit m-a combinat la niște daineze TRQ Race Out, niște ghete după alu Rossi, habar n-am, sau ceva pilot din GP. Cert e că se mulează foarte fain pe picior, sunt destul de comode. Eu le-am purtat și câte 10 ore pe zi. Singura problemă când mergi e că scârție și se aud un uit, 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 uit. Și trebuie să mergi cam ciudat, că ține glezna bine. În rest, totul e perfect. Și te chinui să te încalți, să te descalți. Așa că dacă vrei să o faci foarte des, înjuri puțin. În rest, n-alunecă prin benzinărie când oprești, cum era să cad eu de mai multe ori ca fraierul. Sunt aerisite excelent și nu intra apă în ele deloc. Credeți-mă, am testat cu vapul după o tură pe off-road și 3 ploi prinse pe drum. În plus, uite cât de bine arată, frate. Adică, serios. Au interior de Gore-Tex și Skype pentru prins pantaloni înăuntru, costă undeva pe la 1200 de lei, mie mi se par scumpe pentru ce oferă, dar dacă ai bani de spart pe daineze, go for it. Geaca, pentru că asta este al doilea superstar din garderoba mea, este o geacă care nu e apreciată pentru ce face și asta doar pentru că nu scrie mare pe Alpine Stars sau daineze. E un Shox Manx for Bikers, o geacă ungurească din piele de bovină, destul de groasă, care vara ține rece și iarna ține destul de cald, nu știu cum, are o mesadă, mă rog, e o tehnologie probabil din greșeală, au nimerit ei treaba asta, că nu cred că au făcut research. În fine, n-are aerisiri fancy, nu scrie mare pe ea speed sau sport sau track sau măsa în cur și arată genial, cel puțin pe mine. Are 2 fermoare în față în caz că vrei să stea mai fixă sau pui burtică după sărbători, nu știu. Are fermoar și să-ți prinzi brăcinarii și pe mine m-a ajutat mult când am mers touring sau sport. Nu te trage curentul la rinic, că na, de la o vârstă ai probleme de genul. Are protecții soft pe tot spatele, la umeri, unde are și dublură de piele, coate și antebrațe. Mesada e detașabilă și 4 buzunare, 2 la piept, ca să ții acte și alte cele, și 2 laterale, destul de încăpătoare. La mâneci are fermoare să-ți închizi mânecile când îi frig. Are 2 capse sus la gât în caz că îi frig, dar te strâng foarte tare de gât. Eu nu le-am închis, nu le recomand, că mori încet în 2 km, te sugrumă. Geaca are undeva pe la 4 ani și singurul lucru e o clemă de fermoar care a zburat, o limbă de-aia, și am înlocuit-o cu un șoricel, că da, sunt român și unde poți să prinzi cu sârmă, e păcat să bați un cui. Și oricum e mult mai e mai practic cu mânuși. În rest, cremuită bine și bătaie, abia acum începe să-și arate vârsta, a schimba-o, dar celelalte sunt mai scumpe. Costă cam 550-609, 550 de lei, deci e o geacă ieftină dacă o cumpărăm cu altele de piele, mai ales cu astea mai de fiță. Na, cam ăsta a fost echipamentul meu, nu știu dacă v-a plăcut și noi ne vedem la următorul video. Hai, ne vedem, ciao, fiți bandiți! Yo, îți intru-n timpan și-n timp, hai să-mi vezi ce-i timpul, n-am că mă întreb timp, n-am, dar asta știi din tip, sunt tipul cu tipul ce te face să taci, că o mână pe MPC, că degetul pătrăgaci, bă, poți să pierzi vremea, dar n-o să mai găsești, cam acaparat bălene, doar în ea te regăsești și încerc să scap de tiguri, încet...